Alimentația sănătoasă are un rol important în viața fiecărui om, în special pentru copii. Evident, fiecare părinte se străduie pe măsura posibilităților să le ofere copiilor produse sănătoase. Dar o mare parte a zilei copilului se află la școală, unde, de asemenea, se alimentează. De aceea, bucatele servite micuților acolo trebuie să corespundă tuturor normelor sanitare pentru a proteja sănătatea copiilor. Bucătărețele de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Florești știu foarte bine acest lucru și pregătesc bucatele în conformitate cu toate regulile. O alimentație sănătoasă în perioada creșterii este atunci când zilnic dejunul, prânzul și cina se dau la aceeași oră, când bucatele sunt variate, când sunt naturale, când sunt proaspete, gustoase, pregătite și când nu sunt prea fierbinți și nici reci. Profesorii claselor primare de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Florești sunt mulțumiți de activitatea cantinei școlare. Ei consideră că aici este păstrată curățenia și igiena. Bucătărețele respectă normele sanitare, iar meniul este unul potrivit. Părerea mea este un meniu echilibrat, foarte bine gândit și în primul rând se gândește la sănătatea copiilor și la o alimentație sănătoasă pentru copii. După părerile părinților, sunt mulțumiți de felul în care sunt alimentați copiii la școală. Copiii care se alimentează spun că bucatele sunt gustoase și variate. Da, foarte tare. De ce? Pentru că este făcut mai ales condimentare, pentru ca să ne placă nouă. Și mai ales că e făcut cu dragoste. Pastele. De ce? Sunt gustoase. Terci. Asistenta medicală care zi de zi monitorizează mesele copiilor spune că abuzul de anumite produse poate provoca consecințe grave. Abuzul de mâncare duce la obezitate. Abuzul de dulciuri duce la diabetul zaharat. Toate produsele pregătite, afumate, picante, duc la diferite alergii și intoxicații, dar mai duc la intoxicații și mivina, pesmeții, chipsurile care sunt bibate cu o mulțime de substanțe chimice dăunătoare copilului. Nu se ia cina mai târziu de orele 7, din cauza că spre seară toate funcțiile organelor încetinesc. O alimentație bună a copiilor dă și rezultate bune la învățătură. Bucătărețele care pregătesc mâncarea pentru copii trebuie să țină cont de igienă și de tehnologiile de pregătire a bucatelor. Străduie, în primul rând, să fie igienă. Pe urmă, produsele să fie după tehnologii pregătite. Să fie, de exemplu, fierte, date la rolă. În schimb, să fie sănătos și copilul gustos, în primul rând, ca să copilul să fie mulțumit de hrană. Meniul zilnic al cantinei din Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Florești este elaborat de către bucătarul șef împreună cu asistenta medicală. Acesta este aprobat de către administrația instituției de învățământ, iar la evaluarea meniului se ține cont de principiile alimentației sănătoase a copiilor.